Nu uita, vasarabia nu e a ta! Rusia, nu uita, vasarabia nu e a ta!
Armata rusă afară! 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 Nemernicilor, ieșiți afară împreună cu colaboratorii voștri de la KGB. Scoateți-vă agenții de influență străină. Jos cu lucrătorii ambasadei Federației Ruse. Jos cu agenții de influență străină. Jos presa cumpărată propagandistică. Jos cu locul. Dați-le încoace pe băboni. La pușcării, dacă vreți să vă salvați plenul, dacă vreți să vă salvați plena, dați-l pe băboni aici afară. Gata, băieți, până aici a fost. Nici nimeni cu barame nu vă salvează. Nu scăpați! Republica Moldova va fi partea României, partea Uniunii Europene și membra NATO. Știm că vă temeți, pentru că doar slujile Federației Ruse se tem de NATO, fiind un pact nord-atlantic de protecție. Este un scut împotriva agresiunii Federației Ruse. Republica Moldova va fi partea României, va fi partea Uniunii Europene și NATO. Oricâtă propagandă ieftină ați face voi, noi vom reuși! Sfârșitul vostru este aproape! La aceste alegeri parlamentare, blocul vostru, ticălos și tuturos, îmbătrânit, va cădea! Nici măcar moșul Voronin nu vă mai salvează! Nici felicitarea lui Putin cu 80 de ani! Nimic nu vă salvează de la soarta pușcăriei! Nu vă place jandarmul român, pentru că jandarmul român vă va pune la pușcărie! Jos, două, dos! Jos, două, dos! V-ați bătut joc de diaspora. I-ați dat ordin lui Lebedinski ca să interzică votul celor din diaspora. Pentru că știți că cei din diaspora votează corect, onest, votează pentru România, votează pentru Europa și împotriva voastră. Ați spus în luna mai că veți deschide mai multe secții de votare. Dar ați mințit, ați făcut exact inversul. Vreți să-i condamnați pe moldovenii noștri plecați peste hotare la cozi și rânduri interminabile, ca să obosească, să nu mai voteze. Ceea ce faceți dumneavoastră este sfidarea oricărui bun simț, este întrecerea oricărei limite. Ați trecut liniile roșii, domnilor, cine vom trece și noi? Veți fi astăzi înmărmuriți de vii cu aur. Aur ați dus la Rusia, ne-ați luat tezaurul, aur primiți înapoi, dragii mei. Să-i zidim în aur, dragii mei! Să-i zidim din cap până în picioare cu aur! Să vină și presa rusă aici! Să vină, să vină, că nu-și mâncete degeaba banii! Veniți aici, domnule, noi vă stimăm, vă respectăm, câștigați-vă banii până la capăt! Cornel, nu degeaba plătește salariile! Haideți că pungile cu calendarii încă nu s-au terminat! Pe 11 luni se vor termina, dragii mei! Hai, veniți aici! Voi compatrioți ascultați,
părinte, căciucă părânt, la unirea cu noi, patriot ce-a sucat. Salvare, române, Carpații, arde cu frunze și flori, așteaptă izbânda noastră și frații trebuie la trecător. Așteaptă izbânda noastră și frații cu inima la trecător. Daula ta, ura ta, lumile cheamă, vedeștea e numai la noi. Să rupeți copiile, părinții și frații, și-apoi să mergem alăstori. Să rupeți copiile, părinții și frații, și-apoi să mergem alăstori. Terminou.